Salut, sunt Cristi și bine m-am găsit la un nou episod pe acest canal. Suntem alături de amicul care deja, nu amicelul, că nu arăta, care deja caută numele de telefon. Trebuie să facem farsă. Pentru o experiență, și pentru o experiență mai... Da, mi-a arătat 3 secunde telefonul și vrea să citesc o repede, să acolo. Vom face farse la mașini, nu știu, poate și la animale ceva, sau, nu știu, farse, efectiv să fie farse, pentru că am zis, bă, nu știu câta parte e, așa, a 5-a, a 6-a, habar n-am, sigur, sincer să fiu. Ce mai mare? Un pantof piele 43. 43. Are număr? N-are. Revenim imediat că știți problema. Durează până găsim numere, așa că apăsați și voi butonul de like și de subscribe. M-ar ajuta foarte, foarte mult. N-ai cum să Am faci găsit mișto. un far stânga la... Nu știu ce mașină. E Mustang. 4.000 de euro la Mustang. 4.000 de euro. Da. Alo, bună ziua. Studio. Am văzut anunțul după OLX cu un far stânga. Ce fel de far? Far stânga pentru Mustang. Ia bă, la foto, da. Mai e valabil anunțul? Abia n-am postat. Abia l-a spus, Acum deci... 3 minute n-am postat, da. Acolo am văzut și eu. E 4.000 de euro. De euro, nu 4.000 de euro. Așa parcă am văzut în anunț. Nu, e 3.000 de lei. Farul are ureche inferioară de luptă. Asta e singurul defect. În rest, sticla, parcă, perfect. A, deci e defect. Defect, dacă ureche din 5 e defect, da, ok. Este defect, da. Da, pentru că mă gândeam să o pun la o căruță și nu știam dacă e bun. Amici, scria 4.000 de euro. Am văzut numai eu. 4.000 de euro scria acolo. 4. Și a pus anunțul cu 3.000. Băi, trebuie să la detalii, mă, mâncava. Nu scria 30 de milioane, scria 4.000 de euro. Ceea ce însemna repede așa un calcul. 2.000 de euro, 100 de milioane. 200 de milioane. Că pun anunțul acolo dacă mă enervez. Revenim cu următorul. Fac acum aminte, stai un pic așa. Hai Deci, să vedem. bună Ce ziua, bună regizat. ziua. Deci, am văzut anunțul după Ca să vedem ce regie mai zic. OLX. Așa. Așa. Deci sună la un cal, ca să vă dați și voi seama, Am da? văzut Deci am găsit anunțul un după cal. OLX și am vrut să vă întreb dacă este bun pentru reproducere. Hai Am o să iapă ce este cam În fine, gata, tâmpită. tu spune acolo mai de acum, că vreau să văd ce este acolo cu omul ăsta, dar mai întâi să și răspundă. Dar trebuie să fac vocea mai grosă. Ia fi serios. Alo? Te-ai prins, să mor, doamne, te spar. Alo, bună ziua. Auziți? Cu Bună calul. ziua. Am văzut anunțul de Polix cu calul. Mai este valabil? Ce am vrut să vă întreb? Eu îl iau pentru reproducere. Este bun? Mi-a închis. Să nu înapoi. Fii mai serios, că tu ești... E nemerul De ce ați închis, reproducere. domn? Da, sunt mult. Așa-i zici. N-ai tu poți să zici așa. Îi zic eu dacă nu există. Păi, dar de ce că ne mai... Da, fix când am vrut să-i zic că se reproduce. N-ai făcut nimic greșit ca să-ți închidă. Mai dă-i mult un bip și gata. Se rămâne numele meu salvat. Nici nu mai sună. Linie ocupată. Bă, Da. da. Oh. Tu și fac accident cu Am găsit mașina cu telecomandă 110 lei. Hai, ești pregătit, da? Nu fii foarte serios. Hai și mașina cu telecomandă, ești copil, practic. Dacă ar vrea și să răspundă, va lua somnul. Pot tot da la somn, da ce dracu. Mă, cum ar fi să facem așa, să, nu știu, să lăsăm să sune așa și să răspundă, să sunăm la oricineva, oricare, și să lăsăm așa să sune și noi să vorbim, să ba picior, să iau, să bag, să... Voi închide, ce crezi că faci? Mai sună o dată. Să-ți iau, să-ți bag și să... A găsit de asta cu ea! Dacă te culci 7 ani... N-am avut noroc la mașină să cu telecomandă mâncavaș.
Cine a urmă cafeină? Am găsit kilos de tare. Să spui dacă e original. 110 lei, 15 lei. Asta și eu am luat, și eu am. De cafe vorbesc. Sau vorbești tu? Da. Zi, tu? Mă fac eu. Alo, bună ziua! Alo? Să vă iau! Apel încheiat. Mai sună o dată, ia mai sună o dată. Și acum iată că sunt eu dur. Puh. Ești eu dur sau sunt eu? Dar ce mi-ai chis, mă? Ce ți-am făcut să mi-ai chis? Ia zi, nici n-am pornit bine. Mamă, așa ce mai fail cu aia, ce mai fail videoclip cu prank-uri. Bă, deci, pentru faza asta îi dau numărul. Dăm numărul pe no, 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 nu stai chiar așa de nemernici. Revenim cu următorul dacă ne mai spune de careva. Sunt la unghiere de data. Alo. Alo, bună ziua. Bună ziua. În legătură cu anunțul după Alex cu setul de unghiere. Da. Mai este valabil? Am. Prețul este la fel sau? Nu știu ce prețuri sunt, am vreo 7.000 de anunțuri. Hai mă, Cristi, lasă unghierele, măi omule! Stai, fumam un pic. Exact cum scrie în anunț, așa e. Era cu 10 lei. Da, cum scrie în anunț, așa e. Ce lei, mă, băiatule? Lasă-mă, să-mi iau unghiere, pleacă, n-ai bine de aici, să vorbesc și eu cu un ăsta. Stai un pic, că... Am vărul ăsta la mine care-i terminat rău. Și este valabil, din ce am înțeles. Da. Dar să putem să identificăm și unghierele, că-i de alea mai multe. Păi erau vreo 3-4 în anunț. Da. Atunci. Vrei, și, vrei să-ți dau și ție? Ce vrei să-mi iei, mă, băiatule? Unghieră. Păi nu mai avem în casă. Păi de unde? Am fost tăuși, nevi, că sunt apel cu un om. Păi, ce ești? Vreți să iau? Vrea și vărul. Titlul. Imediat. M-auzi? Da. Puteți exact cum scrie. Acum mă uit că sunt pe telefonul vărul meu. Mă uit după el imediat. Două secunde. Vând 10 unghiere la un preț ridicol. Da, da. Identificat. Ați identificat? Alo? Da. Ok. De ce ai închis? Oh my god, gașcă! Deci am murit, jur, nu mai pot. Bă, nu mai pot. I-am zis eu. Da, stai, companie. Am zis eu, ați identificat? Nu vorbește. Alo? Da, da, da. Îl sunăm înapoi și îi spunem amice, că, nu. Ce-i zic? Îi spune că nu mai dorește nici vorul, că m-a supărat și nu mai dorește. Nu, vorbește de asta. Păi dar de ce să mai vorbesc eu? Apoi nu mai sună, lasă-mă că mi-e rușine că omul va vorbi frumos cu mine. Păi dar nu mai mă spunem la omul, frate, că apoi... Ce, caută un anunț și nu-l găsi și... Păi da, mă, frate, nu sună! Îți spune. Și îi zici că... Semnalul că eu sunt la țară. Ok, deci sunt, e vorba de astea colorate. Da, e da? Cele colorate. Așa care scrie 10 lei cu casa sau 6 lei. A pornit drujba? Poftiți? A pornit vecină drujba. Bă, vorbesc cu omul ăsta, bă, chiar așa faci, bă? Alo? Da. Da, deci 10 lei bucata sau tot setul de 12 și 15 lei? 16 lei, 10 lei bucata. Cum vrei să iau? Un set sau o bucată? Un set? Da, da. Vă vreau un set, dar eu vreau o bucată. Nu merge și eu o bucată și un set? Păi,
și vă dau exact 65. Cât vine cealaltă, vă dau la 75. Vă dau un părțit 65 la 12, vedem cât ești, după aia mai dobești și pe dumneavoastră. Da, bă, colegul, vărul ăsta al meu nu vrea culori de alea mai așa, mai indecente de fete, așa. Se poate? Nu, pare rău. Numai așa sunt. A. Deci zici și de-aia rost sau nu știu, culorul. Nu, deci nu poate să le desfac. Ți-am zis? Nu, nu mai. Așa, dacă e la bucată... Nu mai e, nu mai e. La bucată pot să vă dau una, două, dar nu pot să fac... Să iau alea multe dintr-un set, să le pun să-mi rămână numai rost. Nu, nu. Da, mă, și dacă spui că roșu și are, nu, te vede cineva? Nu, alea roșu nu taie, nu taie la unghia mică, nu, nu merge. Cum să stai cu unghiere roșu, pe bune? Da, bun, e simplu. Da, nu. Are ce treabă, domnule. Da, nu știu, să văd dacă... Ok, vă hotărăți și mă sunați, da? Da, da, să trăiți. La pa. Păi, dar vezi că omul chiar era serios. Am vrut să văd dacă are voie gen să le desfacă, ca să selecteze doar culorile. Dar automat că după aia rămânea doar rozul, practic. Ce făcea cu ele? Că trebuia să dea comandă o femeie după aia, ca să îi le poate trimite. Că dacă mai dădea încă vreo doi ca noi, n-avea încotro. Bă, ăsta mi-a plăcut. Dar ce, mă, trebuie să facă contract? Asta mi-a plăcut, nu știu. Posibil. Da, mi-a plăcut. Mi-a plăcut asta, da. Da, asta. Bun, băi și fete, eu am fost Cristi, aici am micul de față, ne vedem la următorul videoclip, like, share și subscribe, ne vedem la următorul videoclip, pa, pa!